Îmbrăcați în straie de epocă sau chiar în luptător de pe vremea lui Mihai Viteazul, mai mulți craioveni au traversat centrul orașului spre surprinderea și bucuria cetățenilor. Destul de interesant. Cred că ar mai trebui să mai avem astfel de evenimente. Cu ocazia asta vedem și cum a fost lumea altă dată. Poate că ne ducem tot în zona aia, poate ne place. Mie îmi place. Frumos! Din Vâlcea, din Constanța. Bă, foarte frumos. Așteptăm Macedon, în fiecare an să... Sunt român, dar român de viță veche. Îmi place foarte mult. De pe timpul lui Mihai Viteazul am revenit aici să vedem vechea atmosferă de pe atunci. Și pe vremea tinerii. Da, Oltenia e vechea Terranova. Zilele Mihai Viteazul sunt organizate de Primăria Craiova în colaborare cu Garnizoana Craiova. Mihai Viteazul a fost creatorul Marii Uniri, a fost pentru prima dată când cele trei țări istorice au fost unite, iar noi ne mândrim cu acest lucru, iar Craiova este din nou în sărbătoare, așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, cu ateliere medievale, cu parade de costume din epoca medievală, cu spectacole de muzică medievală și într-o zi frumoasă de primăvară ne mândrim cu tot ceea ce este frumos în Craiova. De-a lungul celor două zile, craiovenii pot urmări mai multe spectacole, de dans medieval, secvențe de luptă, animație stradală, dar și concursuri interactive, între care cel de tir cu arcul este preferatul publicului. Nu va lipsi în prima seară un spectacol pirotehnic.